Bun găsit tuturor! Un băiețel de 2 ani și jumătate a primit o șansă nesperată. Copilul a fost diagnosticat cu acalazie, o boală rară care practic îl împiedică să se hrănească, fiind alimentat exclusiv prin perfuzii. În urma unei intervenții în premieră la un pacient atât de mic, o echipă de medici din Cluj i-au dat posibilitatea să ducă o viață normală. O echipă multidisciplinară din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie Hepatologie Octavian Fodor din Cluj-Napoca, sub coordonarea profesorului universitar dr. Marcel Tanțău, a reușit recent o premieră medicală în Europa de Est. Medicii au operat un băiețel de numai 2 ani și jumătate care a fost diagnosticat cu acalazie, o afecțiune care se manifestă prin incapacitatea de a mânca normal, adică de a trece bolurile alimentare din esofag către stomac. Pacientul a trebuit inițial intubat de protecție și ventilat mecanic, după care ventilat mecanic a fost transportat cu ambulanță de la Spitalul de Copii până la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, unde s-a produs intervenția. Mă rog, a fost tot timpul pe sedare și sedare continuă și analgezie. Copilul acesta a avut tot timpul o sondă pe care s-a dat alimentele. Care, vă dați seama, de când s-a născut el n-a știut cum se mănâncă pe gură. Da? Această procedură a fost prima dată aplicată în cazul unui pacient cu o vârstă atât de mică. Asta după ce în luna ianuarie copilul mai trecuse printr-o intervenție chirurgicală care nu a dat rezultatele așteptate. Acum micuțul se află în perioada de recuperare într-un centru de boli rare și starea lui este una bună, spun medicii. Provocarea a fost aici vârsta extrem de mică. Și doi la mână, nici starea de nutriție nu era chiar perfectă, dar era o intervenție chirurgicală înainte, care nu știam cât de tare a schimbat anatomia, care oricum e puțin diferită de la adult. Și abordul, sigur că l-am făcut diferit, cum îl fac și la adult, pe altă față, ca să, pe fața anterioară nu se mai poate ca acolo cicatricea chirurgicală. Din fericire, lucrurile au mers foarte bine, dar sigur că a fost într-adevăr o asumare și un risc care a trebuit neapărat să ne-l asumăm în echipă, așa cum se face, ca toată lumea să fie convins că facem ce trebuie. Are o aversiune față de alimente. În niciun caz nu te poți apropia cu o linguriță. El va fi reeducat de acum înainte, durează 6 luni, poate și mai mult, reeducarea oralității lui. Dar acum bea lapte cu biberon, e bine. Acalazia este o tulburare de înghițire ale cărei cauze nu sunt bine cunoscute. Mai exact, nu are capacitatea de a împinge bolul alimentar, astfel că hrana se blochează la acest nivel. Nu există tratament medicamentos pentru acalazie, dar simptomele pot fi controlate cu ajutorul tratamentului chirurgical sau minim invaziv. Boala aceasta este rară, așa cum am spus, se întâlnește destul de rar și sigur că sunt mai multe metode de tratament. Unele dintre ele încercăm să paralizăm sau să rupem mușchiul respectiv prin dilatare, prin injectare de toxină botulinică, botox. Dar nu au efecte pe termen mediu și lung. Și atunci, pentru a câștiga pe termen lung, este secționarea acestui mușchi, care a fost inventată în urmă cu peste 100 de ani de domnul chirurg Heller, care a făcut prima intervenție de secționare a lui. Sigur că acum se realizează laparoscopic și a fost procedura de bază pentru acalazie mulți ani. În urmă cu 13 ani, în septembrie 2008, profesorul Inoue a făcut un nou tip de intervenție, prima dată la om, pe cale endoscopică. Intrăm pe orificiu anal și realizând o breșă mucoasă pe unde intrăm cu endoscopul, descoperim mușchiul, îl secționăm și închidem după aceea. Când am văzut prima dată la congres, am zis ce o minune, toată lumea se uita curios la așa ceva și nimeni nu credea că va fi, credea că e o curiozitate japoneză. Ei bine, acum toți o facem. Și nu numai că o facem în toate tipurile de acalazie, aproape orice. Putem aborda foarte complex musculatura aceasta. Doi la mână, am început să extindem la pilor, putem să secționăm pilorul, putem după aceea să secționăm tumori din mucoasă. Deci în momentul de față chiar putem să realizăm gesturi mari
care înlocuiesc chirurgia complet, pentru că noi nu deschidem tegumentul, ci deschidem mucoasele, pe care le putem închide ulterior. În absența tratamentului, acalazia se poate complica prin apariția riscului de aspirare în plămâni alimentelor. De asemenea, treptat, pe parcursul mai multor ani, pacienții pot slăbi considerabil din cauza incapacității de a se hrăni corespunzător. De fapt, ce se întâmplă? Fiind blocajul jos în esofag, alimentele se strâng în esofag ca să-și creeze o presiune. Și oamenii chiar se forțează ca să depășească forța musculii. Și uneori sunt chiar și 1,5 litri de alimente în esofag. Sunt pacienți care, și asta se vorbea de pneumonie de aspirație, în timpul nopții când se relaxează celălalt sfincter, alimentele vin înapoi, intră în plămâni și pot să ai complicații chiar fatale. Și atunci trebuie neapărat rezolvat cumva, pentru că oamenii aceștia nu numai că nu se pot alimenta, ci au efectiv și dureri și nu se slăbesc în greutate, dar riscul acesta de pneumonie, de aspirație cu moarte subită chiar, este foarte, un risc foarte mare și de aceea trebuie neapărat rezolvat cumva. Rezecția esofagiană ar trebui considerată o ultimă soluție pentru pacienții care au eșuat în încercările terapeutice anterioare, dar marea majoritate a procedurilor chirurgicale prin abort laparoscopic sunt un succes.